Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Am ajuns la Rin, la hotelul preferat al patroanei, hotelul din București preferatul ei. Da. Suntem cu Davidescu, Marino, da. Alin în devenire super slim ultimul tip. Mă văd și eu mă văd. Ultimul tip de transportiv. Da. Ce faci, mai mic? Ce să fac? Am venit să îndeplinesc misiunea lui patroana. Ne-a trimis patroana? Păi da. Adevărat. Așteptăm să vină liftul, Davidel. A trimis misiunea cu copilul ei. Da? A, cățele. Hai. David, știi etajul. Hai că am scăpat de oameni de erau cu noi în lift. Și am ajuns. Te scăp de ei? Ce? Te bucur că scăp de ei? Da. Mihaha. Mihaha. Ce faci, dragă? Mor de cald, deci nu credeam că e în halul ăsta la București. Miha, mie nu-mi vine să cred că tu te gândești la vacanțe și cum a dat toți Georgii s-a dus să ia pepeni și să vândă, mă. Lasă că e bine, bine că s-a dus, are activitate, Georgii. În soare, s-o bată soarele în cap. Lasă că duce cu una ta mea. Nu e cu una cu două. E puternică? S-o bate soarele așa în cap cu una cu două. Mamă, patrona, cred că moare de drag. Da. S-a pus pe afaceri, Georgii. Da. Afaceri de astea e planul, patrona. Afaceri mondiale. Afaceri criminale. Ușor, dar de răbdare. Poate nu stă acasă. Ba, da. Nu stă acasă. Aoleu, cine e acolo? Care e niște aici, mă? Aoleu, datorii. Bă, am găsit adresa. Păi, vorbesc serios. Bani, dați-mi bani, nu intrați aici pe lângă. Am găsit adresa, aici locuiești tu? Banii Mihaela, pe bune. Vreau să vă spun că i-am dat banii acum două luni lui Cristi. Și nu recunoaște. Nu recunoaște. Bă, deschide ușa. Mă, Cristi, ești cămătar, dai bani cu dobândă, frate. Băi, dați-mi bani. Mihaela, vezi că hai să-mi dai 200 de lei, 100 de dolari. Cristi. 200 de lei și 100 de dolari are să-mi dea. Și tu, 8 milioane. Nu e adevărat, i-am dat lui Fane să ți dea. Ce faci, Fane? Ce faci, Fane? La somn. Fane, aș uita și pe cineva, dar văd că nu trebuie să veniți, bă. Nu? Deci am venit să-mi dați banii? Nu vine să da, crezi? Frate. Ați aflat că sunt aici? Am venit să facem... Nu! Îi dau Mihaele mesaje, se uită, nu zice nimic. Îmi vine să zic, mamă, nu ascultă. Vreau să te țin eu sus. Stai să spun, mă, noi am venit de fapt să-ți mai cerem niște bani. Vrei să plecăm într-o vacanță. Ca să avem bani în vacanță și ca să venim relaxați în vacanță să putem să facem bani să ți dăm. Cât să vă dau? Cât poți? Am niște bonuri de peturi. Acceptați bonuri de peturi? Da, dar nu acum, mai încolo. Câte luă pe ele? 50 de lei, 100 de sticle. Ai serios? Da. Bun, ce? Tu nu o să-mi păstrezi petrele de la... Și câte sticle am acasă? Câte ai? La trei aia. Dar le aduce Anca. Saci întregi. Le aduce Anca. Păi nu le-a dus. Nu le-a dus, acolo. Hai să le dau. Petru să-mi dau. Le dau pe alea în datorie. Mă, 50 de lei, 100 de sticle. Îți trebuie un camion de peturi și suntem... Ia, era, sunt foarte supărat pe gluma, dar tu... Din octombrie până acum, mă, 200 de lei la pisică. Blestem pisica, pe cuvântul meu. Deci dacă tu nu-mi dai banii azi, să se întâmple ceva să se întâmple ceva rău cu pisica dacă tu nu-mi dai banii. Să fie de capul Cristi. Tău că nu-mi dai banii. Lasă-vă banii, Cristi. Să dea Dumnezeu să pierzi pisica. Mă, Cristi, banii nu înseamnă totul, Cristi. Bă, banii te întrețin. Prietenia noastră e mai mare ca banii. Îți dăm banii, dar le pierzi pe noi. Da. Vrei? Da. Și mai plusez 200. Mai plusez 200 de lei să nu mai avem treabă. Unul cu altul, oricum nu mai avem treabă. Dar știi ce are Cristi? Zi. Câți dolari are? Ah, uite, am văzut și eu. Am văzut în filmare. A, păi nu, că n-are cururaj să vină, să vină cu ei aici. Mai simt de când îți era patronul de dolari, să merge la notar, auzi? Da. Mă, sunt Cristi, că îți merge la notar, pe ce nu mai minte de-aia patronul? Nici cu notar nu mai minte de-aia. Tu o puneai pe patronul să înceară bani. Eu? Da, tu o puneai, așa mai zis patronul. Eu m-am gândit, fii atent. Nu, eu m-am gândit. Ascultă, noi am vrut să plecăm în vacanță, dar ne-am hotărât, știm unde mergem. Unde? Plecăm în Olanda, nu. La Culeș de Roșii. În Olanda, la Culeș de Roșii, după Olga și după Bogdan. Tu ai văzut ce e acolo, 40 de grade la seară, e nebunit? Da, nu, frate, mergem să fim alături de Olga și de Bogdan. Pe trebuie la muncă sau să ai ajuns pe ei? Muncește Olga și Bogdan? Da, Culeș Roșii. Au două zile de muncă, au și tu.
pe bune? Da. Auzi? Așa că și noi ne-am hotărât, prieteni, să nu mai mergem în vacanță, să cheltuim bani. Nu mai spune nimic. Când putem să mergem acolo, să nu facem bani, Alin, să culegem roșii. Alin, tu muncă. Ia muncă. Tu muncești pe YouTube, pe TikTok, pe Facebook. Ce mă te duci la sere? Tu trebuie să te duci în vacanță. O duc, frate. Dar nu tu medic, acum se vede în așa? Nu, o lasă. Aici ești doar. Deci, Cristi, tu numești cu noi. Ai luat salariu, unde sunt banii? Pe cuvânt? Bă, tu numești cu noi. Bă, nu mai avem niciun ban, frate, avem minus. Bă, dar mereu când vine ziua salariilor. Nici motorină n-avem în mașină. Cum n-aveți? N-avem. Bă, frate, unde e telefonul Mihaelu? Asta e? Mi-a venit pe jos. Asta e? Da. Mihaela, nu știu cât face asta. Poți să-l dai la Mane. Mamă, dacă pleci cu el cu Ecodunie, te ia și poliția dacă pleci cu el. Leo, nu mai spun cât are să-mi dea. Leo, tu îmi dai ceva? Lasă-mă cu Leo, are să-ți dea. Las, cum ai că vei să-mi dai? Că la Leo s-a prescris, nu mai zic care să-ți dea. Adică... În octombrie, până acum... Înseamnă că prietenia... Ce, dar de 10 ani la mine, ce mai cer? Păi Leo, înseamnă că prietenia noastră s-a prescris. Nu, dar la Leo chiar s-a prescris. Nu mai suntem prieteni de aici. Dar Leo a zis că mi-i dă, dar tu când mi-i dai Mihaela? Ai un an jumate de când ți-a dat 100 de dolari. Mă, noi au spus. Mai mult de un an jumate. Am venit. Hai să facem. Acum îl pui pe facem un pact public, da? Nu. Da, îmi dai banii. Nu. Da, fii atent, facem o eșalonare de plată și îți dăm 10 lei pe fiecare lună. Da. De acum încolo, da. 10 lei bătaie de joc. Nu mă asculti asta. Și dă Mihaela în 20 de luni. Nu, eu am o ofertă publică. Da, nu credem în voi. Nu, pe ultima parte trebuie să te facă toată lumea dacă vă zic. Spune. Am să-i dau lui Cristi 50 de euro, îl dau luna viitoare pe 22, 100. Public, pe cameră, pe filmare. Ce luna viitoare nu 100? Ce 100? Luna viitoare. De unde ai să-mi dai 50 de euro? Că nu știi ce bani să-mi dai. David. Păi ce bani să-ți dea? Ai 200 de lei de la pisică. Așa? Și 100 de dolari. Aia n-ai discutat-o cu mine. Tu ai luat bani. Nu, tu ai luat bani. Nu, de la mine. Ai discutat cu patroana și ai venit și mi-ai adus mie. Măi, ai luat bani. Dar n-ai vorbit cu mine. Mi-ai spus la telefon că eu ți dau peste nu știu cât timp. Nu, 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 ăia ai spus că ții răspunderea pe banii mei. Bă, ea nu se mai pun că nu știu. Dau aminte când ți-am dat 100 de dolari. Bă, mi-a adus Mihaela mea. Cristin. Mihaela mea imediat la... Ăia nu se mai pun că nu mai știu cu ei dat. I-a schimbat, bam, bam, bam. Ăia nu mai știu cu ei dat, deci nu putem să ții mai dat. Lasă, Mihaela. Și tu, Aline, hai să dai 400 de lei de la ITP. Da. Și încă vreo 400 de lei... Ce ți-am mai dat eu ție? Unde am dat banii la ITP, nu? Da. La RAR. Du-te la RAR să ți-i dea. La RAR? Când am fost pentru mașina ta? Glumesc, mă. Băi, eu mă supăr pe cuvânt. Bă, niciun ban să mă poți... Mă, stai jos mai tare, ne-ai nebunit cu banii. Bă, dați-mi banii pe cuvânt. Băi, dați-mi banii. Lasă banii, stai să discutăm. Auzi, patroana? Patroana ne-a trimis aici. Aline, dă-mi banii. Lasă banii, ascultă-mă. Te bată lumea că nu dai banii. Dă-mi banii. Nu pot, frate. De ce nu dai bani? Pentru că noi, dacă îți dăm bani și nu ți-i dăm cu gând bun, după aia mai spore și noi vrem să te protejăm. Bă, da. Nici măcar filmările mi-ați trimis în America. Îți dăm acum. Ce filmare îmi dai? Uite, îți dau ceva exclusivitate. Ce să acum? Acum ați venit la mine acasă, am vrut că veniți să-mi aduceți bani și încolo nimic. Bă, auzi, patroana ne-a trimis să spunem să vă trimitem acasă de ziua lui Leonardo. O să mergeți la Stehan. 29? Da. 29. E și bani de cadou, dacă nu dai bani, de unde avem bani? A zis că vine lăutarul Rai-Fi, scântă cu formația. Da. Are patroana petrecere mare. Da. Vă duceți? Să nu poate să facă pe banii mei. Păi nu știu. Că au cerut și de la mine 2000 de lei azi în plumunt. Da. M-a tăiat ei. Nu, Georgiana, acolo cu patroana, nu știu ce face, face combinații. De ce 100? Ca să dau dobândă. Ce dobândă nu vreau dobândă, vreau banii nu. M-a dat și ziua. E bandită, e șmecheră. David, poftă bună. Mă, Cristian, că îți dau cuta. La pepenaș. Auzi, patroana te-a urmărit, auzi că ți-ai luat două plase de mâncare și ți-ai luat raț, auzi. Nu știu unde vă sărăți, pe filmare? Spania, nu-i Spania, nu-i Spania. 100 de euro! Auzi, Spania, te arată! Spune! Am luat pe cardul ăla de sănătate. Aia e pentru Fania, rața. Deci promiți? Dacă am promis în fața camerei. 100 de euro? Da. Bă, pe 29... Pe 23 august. Cristi, pe 23 august.
Nu august, ce 20 de august. Ah, ok, 20 de august. Mă gândeam să nu faci vreo capcană ceva. Să nu fie pe 32 august. Nu. Pe 23, nu 32. Pe 32 septembrie, poate. Alina, tu cât ai să-mi dai? Nu știu, frate. Îți mai trimit plățile? Bărere, mai dăm nu, mai dăm 2-300 și ne reglăm luna viitoare. Adică tu tot de la mine ce? Da, ai curaj. Auzi, dar și ceva? Îmi dai banii care se dă? Bă, cred că e. Tu ce vorbești, eu, că tu ești cel mai mare dator vândut la mine? Ascultă-mă ce vorbesc. Si. În primul rând vreau să-mi arăți dovezi că mi-ai dat tu bani sau lor le-ai dat bani. Nu mai dau așa ca să te vadă lumea pe tine că suntem datori la tine. Dacă vin cu dovezi. Nu mă interesează dacă vin cu dovezi. Nu mai știi ce mi-ai zis atunci. Nu, ți-am zis nimic, ți-am zis la ai cheltuit banii. Eu zic ce la mistoria toată. Ai cheltuit banii pe aia de la Pitești și faci talente acum. Da, da, ascultă. Vezi că avem un martor cheie, un martor cheie între noi. Du-te. Cine da, dar mai avem o belea. Mie mi-a spus Cosmin că este de 1000 de euro. Ți-a dat împrumut. Păi gata. Pe continuare să ne ai 25.000 de euro mie. Și mie 3 milioane care mi-e furat. Vedeți cu hoțul strigă ochii. Deci nu mai știm care cu ieri să-i dea bani. Păi lasă pe Cosmin, ce treabă ai cu Cosmin? Așa a zis. Face comediere în direct. Auzi? Dacă și tu ai să dai bani la Cosmin, se caută... la tine s-a prescris totul. Nici da, mai eu sunt prezentat. Ce treabă aveți voi cu mie și cu Cosmin? Cosmin are să-mi dea mie niște bani și nu eu lui. Cât are să-ți dea? 30.000 de euro. Nu, mă. Băi, lasă asta. Știi cine e martorul cheie? Pintea. Cu Pintea ai venit la mine acasă. Să răzi la Dumnezeu că nu ai Pintea în țară. Deci l-am? Poți să te dau în judecată, Leo? Păi nu mai e, nu mai e în țară. Cum nu e în țară? Nu mai e valabil martorul. E la Paris. S-a plecat la Franța. Păi bune? Da. Și ce dacă? Dar el e martor. Îți trebuie adresa lui de întâlnă. Dar el e martor. Să-l aduc în cătușe. Că zice că n-am nicio dovadă. Da, să-l aduc în cătușe. Să la instanță. La proces. Doamne ferește, e nepotul tău. Cum să zici așa ceva? Tu ai ceva cu nepoții tăi, cu Cătălin și cu Pintea? Ce? Sunt cei mai buni nepoții tăi. Trebuie să-l pun pe Pintea și martor la divorț. La divorț? Vrei să fiu eu martor la divorțul tău? Bă. Vii și la divorțul tău? Sau nu te prezinți? Ce faceți cu Cătă? Că a început o nouă viață la Londra. Ce nouă viață, bă, că își caută bancă, n-are unde să odihnească. Cum adică? E obosit. Oști că nu e nicio bancă pe acolo să stea să te odihnească pe bancă. Căuta bănci. Pe bancă? Da. De ce? Căci nu, nu sunt bănci acolo să te odihnești. Păi n-are casă, unde să stea? Nu are nici casă, stă la un prieten, cică. La un prieten. Tu al mine filmezi? Da. De ce filmezi? Să fac vizualizări pe spatele tău. Că i-ai mai făcut. Mamă, și când nu pot să vedeți clipul, vă arăt comentariile. Cum? Să nu mai arăți pe ăsta în filmare. Fanii tăi. Îți place să mă înjure lumea, nu? Prieteni, are să-mi dea bani. Bă, dar niciun... Dă mă ceva, țigări, cât asta? Cât stă că e o țigări? Am 3 țigări. Lasă-o mai bine... Da, am venit să-i vizim, bă, mai bine... Da, nu. Du-te... Da. Ia-mi un cartuș de țigări, 100 de euro de acasă și vin încoa. Da, mai bine, Cristi, nu vreau să spun ceva. Avea fane spăitorul, îi dăduse la una datorie, la una Rebecca. Era prietenă cu mine, Rebecca, era o fată frumoasă. I-a dat 200.000 de euro în datorie. A venit data peste o lună să le dea bani. Așa. Femeie de unde să le dea bani, că n-avea. Și se duce la fane spăitor. Și zice așa, domnul fane. Nu. Te rog, mai dăm 50.000 de euro ca să mă duc să fac bani să-ți dau și pe aia 200. Și a mai dat. Și a mai dat încă 50.000 de euro. Așa tu acum. Mai dai lui Alin 500 nu ca să scot banii tăi la coi. Păi dacă eu nu am acum. Da, dar eu vreau să dai 500 de euro să mă duc să iau pepeni să-i vând. Ia arată și să fac bani să dau datoria. Cât bani ai pe aplicații? Cât mai cu aplicații unde? Am băgat banii toți la aparate. Nu te cred. Ba. Nu te cred. Deci Leo, noi, n-ai cum. Nu mă spun adevărul, i-am pus pe România. Cum ai pus pe România? Avea cotă 5. 605, mi-am pus 100 de milioane. Am zis că iau 500. Pune egal, lasă-mă. De ce nu mai nu am pus egal. Dar trebuia să iau scor corect. 1-1, tot cotă 5 era. Deci ai pus, bă, 100 de milioane? Ce-ai pus? Să iau 500. Păi și tu iei 500 de milioane pe lună pe YouTube și tu îmi zici că ai pus 100 de milioane. La ei iau 500 de milioane. Dacă 7-8 mii tot ai luat de... Am avut... A pus Miha 50 milioane, eu 50 și am pus biletul. Și am pus și David, și David cât a pus? Nu pune 5 milioane. Niciodată nu pune. David, auzi, am pus și David 5 milioane, așa cum ca e.
Okay. Ai pus tu 5 milioane. Iar vrei să te împrumoți la mine să-mi dai banii peste 3 luni. Da. David. David, ia povestește-le cu banii din pușculiță. David. Băi, David, las pe Cristi. Ia zi cu banii din pușculiță. Da, lasă-mă pe mine, zi de banii din portofel. Mă, zi banii din pușculiță. Într-o zi eram cu mama și intru în cameră la Mihai Vasiali și văd cu o pensetă în mână că îmi fură din pușculiță. Ne-a prins. Și prieteni, scrieți în comentarii, Alin să-mi dea banii că mi-a furat 21 de milioane din pușculița mea. Pe 21 de milioane ai avut. Da, dar el era dincolo și noi scoteam banii cu penseta din ea. Și ne-a prins, nu știu, 20 de milioane, 20 ceva. Ia zi, David. Bă, David. Hoți. Cristi Marin are dreptate. Voi nu i-ați dat banii. Na, mă. Na, mă, na. Bravo, mă, bravo, mă. Mai mănâncă pe pene. Că văd că-ți face. Că s-a amintit și el de datoria lui, știi? Dar n-ai pus pe Cristi Marin, că bravo, mai mănâncă pe pene. Auzi, ții minte că ți-am dat și ție 4 dolari sau cât ți-am dat? Și pe aia ți-a luat actul. Exact. Eu ți-am dat ție. Îi vezi pe cum faci? Mi-a dat și mie 1 dolar. Ți-am dat și ție. Da, asta nu mai contează. A, deci ești în echipă cu Cristi. Gata, pe cum adică? Merge la fotbal, stai liniștit. Mai ales că i-a tras pepele lângă el, l-a câștigat. Vrei ceva de băut? Băi, i-a zis după ce a zis, acum ce a zis ceva înainte, n-a făcut nicio șmecherie. Deci Mihai la 100 de euro David. Pe 23 iulie. Și restanță 20 milioane la David. Nu mă interesează. Nu e treaba mea, nu cunosc. Și Aline, tu când? Spală-te pe mâini, David. 23 august. 100 de euro? Da. Băi, dar promiți? Da, frate. Vezi că mi-ai promis. Gata, frate. Și ce se întâmplă dacă nu așa? Promisiune e promisiune. Da? Da. Că știi care, e ideea? Mie nu plac chestiile care da, le fac. Tată, eu nu simt cu nimeni, dar... Imediat mă sunați. De ce ai zis aia? De ce ai făcut aia? De ce ai zis aia? Vă deranjează? Am o afacere pentru tine să facem bani. Să o povestesc după aia? Nu, nu ne trebuie bani. Nu ne trebuie bani, doar să faci ceva. David, da. Nu afaceri online, online, tot în online. Da, doar să faci tu ceva că eu n-am timp. Hai, dă-l mai este. Și împărțim banii. Pe aseară ta. Și de jos de unde m-am găsit. Udare, udare cu fruculița. Deci eu pe la zeo și nu trebuie să te obosesc. Ah, nu. Vai, David, mai mănâncă pe mine, că îți face bine, băiatul. Nu îi da lui, că pe mă, tu nu mai vorbești de bine. Nu-l mănânci, bă, că ți se face rău treabă. Îmi dau și rău, Sfântii. Mi-a luat 13 milioane, da, am înțeles, bine, mi-e dă înapoi. După aia mi-a mai luat încă câteva milioane, s-a făcut 21. Și nu se pare normal să-mi dea și mie banii înapoi? Ție măcar ți-ai mai dat, dar mie... Păi a, ce ai ieșit la... de tate, cât ai zis tu că ia din YouTube? 8.000, 9.000 de euro, ceva de genul. Câteodată, când e la Strehaia, când e la București, mai puțin. Înțelegi? Dacă te-ai mutat la Strehaia? Am întrebat doar așa. Iese bani? Așa. Acolo are niște gagici care l-au lăsat. Auzi, fetițele tale s-au făcut de-astea cu pepeni. Auzi, producătoare? E măcar nu fac bani. Dacă rești tu cu ele să vinzi pepeni, era bine. Uite, Cristi, tu acum faci vizualizări pe spatele nostru și recuperezi de bani. Tăiem din datorie. Fane, ia du-mi mopul aici să șterg apa asta. Omul, dacă mi-am prins, mâncați, nu știau că sunt aici. Noi nu știam că ești aici. Ai vorbit cu Fane. Că nu veneam, am crezut că ai plecat. Ai vorbit cu Fane, parcă ți-a zis că... Păi da, dar am crezut că ai plecat. Păi da, că de-aia m-ai întârziat, am zis că pleci. Și zic, mamă, vei David cu bani și... În fine, mă, prieteni, noi încheiem aici că ne-am mâncat omul ăsta cu datorile. Vă pupăm și revenim mai târziu. Trebuie să mai zic ceva, intrați și pe Cristi Marie, fiinul lui Leo de la Străia, pentru că nici nu știți ce pierdeți. Păi vezi reclamă voastră. Tăiem 50 de dolari de aici. Ieșiți toți de la Alin și de la Mihaela pentru că nu sunt serioși. Deci tăiem 50 din datorie. Să nu tai filmarea asta, să nu editezi. Nu, tăiem 50 din datorie. Deci Cristi Marie, fiinul lui Leo de la Străia. Pentru că nici nu știți ce pierdeți, prieteni. Hai, pa. Hai, pa.